Cristina? Da. Cristina? Da. Da. Tu ești o detectivă? Sunt, chiar sunt. În jocul ăsta vei fi detectivă, vei fi cea mai interesantă detectivă. Rupeți butonul Coco Like în secunda asta pentru detectiva Cocos Cristina, că este un joc super, super mișto. Mi-am prins și părul ca să nu las urme. De la nivelul 1. Așa fac adevărații detectivi, dar la nivelul 1. Da, și de play. Uite, te întreabă așa, cine este mort? Trebuie să ghicești. Păi ăsta, pentru care s-ar putea să fie indian. Da, tu știi ce poți să faci? Tăiat. Tu poți să duci timpul în față pe săgeata acolo. Ăsta e mort. Și de ce? Pentru că are gâtul tăiat, deși poate să aibă un tatuaj, poate să fie machiat. Ăsta poate să fie indian. Care este ultima decizie? Zim. Stai să pun mouse-ul o secundă. Hai să pun mouse-ul. Eu cred că cel din dreapta. Nu vorbi că nu, că se vede mouse-ul pe ecran, știi? Se vede asta pe ecran când pun. Dar știi ce vreau? Mm. Vreau și cocoliștii să-mi zic odată cu mine. Haideți, cocoliștilor, să facem o echipă, să fie toată lumea atentă, să vedem dacă dăm aceleași răspunsuri. Și după aceea eu spun cum se joacă jocul, că până acum ai sfătit-o. Deci înseamnă că ăsta-i. Deci, nu, ai sfătit-o faptul că n-ai făcut ce-ți vrea jocul. A, trebuie în timp, rapid. Deci, nu. Scrieți... Dar ce trebuie? Poți să ai răbdare, femeie? Scrieți în comentarii cine credeți că este mort, dreapta sau stânga. Și tu vezi aia de acolo, de YouTube, aia jos. Trage-o puțin, poți să muști timpul, du-te-o în stânga. Poți să miști timpul în față și în spate, să miști cu ani în urmă. Ăla nu-i mort că este barbă și ăla nu vezi că s-o albăstrit. Ce tare! Și care-i? Păi dai seama că ăsta... Păi dai! Ai de mine! Clipen. Clic! Clic! Clic, clic! Păi du la maxim ca să știi de vedești. Numai de clic. Clic, clic! Clic! Așa! Vezi? Că trebuie deci să nu era indian. Bun. Să nu dai claim, că e așa de... Bună, numele meu este Luna, mare bine să te cunosc! Da, nu pasă. De la numărul 2. Oh, ce tare jocul. Hai să vedem. Ce se întâmplă? Ce a omorât-o pe aia? Vezi că este un glonț? Aia de la gât sau altceva? Ia, mișcă aia în spate și în față. Păi aia de la gât. Hai să vedem. Mișcă și în față. Glonțul. Glonțul i-a tăiat aia. I-a tăiat aia. Auleu, auleu. De pe farfecă, de pe farfecă. De pe farfecă, trebuie să văd. Farfeca. Da, a, deci faza este că care este răspunsul corect acolo dai da, click, măi, da? Da, măi, da! Dai răbdare cu mine! Trebuie să spui, da, soția mea! Înțelegi? Uite-l pe ăsta, este în saună și cineva l-a omorât. Cine? Ia din față, să vezi cine este. Care dintre ăștia? De mai în față. Păi după fața lui ăsta. Da, ia de puțin în spate. He, dar am vrut să le arăt la abonați din ce cauză. Păi dar din ce cauză? Din ce cauză? Să arăt eu puțin aici. Din ce cauză l-au omorât? Nivele, nu. Am să arăt motivul, că am vrut să arăt puțin la abonați, dar tu te uiți după fața lui. Păi dar normal. Uite-te. A avut vreun motiv? Da, să arăt imediat. Dacă dau un spate, vezi, are un tatuaj. Are tatuaj, și da, am vrut da. Să le arăt. Și ăsta care ales tu are și tatuajul ăsta. Într-adevăr, tu ai nimerit-o foarte bine după fața păi lui. Păi da, dar eu mă iau în viață după emoțiile oamenilor. Nu ai lăsat și pe abonați ca să dea poate și ei, unii să scrie nu citesc. Și ei. Ai dreptate, trebuie să facem o echipă. Te-ai grăbit. Știi cum e Cristina? Încet, dar mă grăbesc. Încet, dar mă grăbesc. Care? 3? 4? 4. Hai pisicuțul de la numărul 4. Așa. Este în viață? Ăla din de acolo. Credeți că este în viață? Dă-i în spate și în față. Hai să dau așa. Deci dau aici. Da. Ok, și mai încolo ce se mai întâmplă? Ai cineva acolo? Da, e o pasăre. O pasăre. Eu știam dinainte că nu e în viață, chiar dacă nu vedeam pasărea, pentru că expresia lui era așa. Aha. Chiar dacă corpul făcea, totuși expresia lui era pe loc. Pasăre. Hai să dăm pe pasăre. Așa. Ia uitați. Un șoarece. Ai, un șoricel, un chiț-chiț. Chiț-chiț, care își zicea, nu știu ce fac aici, dar m-am blocat. Bă, deci voi vă dați seama, s-ar putea să fi... Ce fac aici? Dau pe ăsta? Nu, dau până la sfârșit. Ce fac? Așa. Ai nimerit-o. Voi s-ar putea să fie luată după caz real. Tu știi? Dă-le ăstea. Le dau ăstea? Dacă dai. Bun. După caz real, o pățit cu șoricei? Păi mă gândesc că se poate întâmpla chestia asta, de știi? De de acolo că ne obligă. Așa. Și tu îți dai seama, săraci, cum au reacționat. Îți dai seama că te sperii. Dacă minte soțul, hei, ai umblat la panorame? Sigur că nu. Ia de-i în spasele de unde a umblat ăsta. Hai să vedem. E cam fericit. Da, să vedem. Deci voi ce credeți? O înșeală? E cam fericit. Și ia să vedem în oglindă ce se vede. Pe gât are un pupic. Are un pupic. Pe tot apăși de pe pupic. Că tot hai să dăm aici pe pupic. Uite-te. Așa, am văzut indiciu. Cu baba? Cu baba? Mai încep Felix. De pe baba. Da, pe baba. Da. Închide adesea. Nu, închid. Da, dar faza este că nu. Yes, yes. Te întreabă. Da. Da.
Sănătate, sănătate. Stai puțin, l-a înșelat, l-a pupat pe gură baba? Nu, l-a pupat așa, bun, în aer, gen. Dar eu zic că nu l-a înșelat. Da, voi credeți că l-a înșelat? Vezi? Bă, ce am crezut că l-a înșelat cu baba? Păi nu, normal. Am înțeles. Era doar o bătrânică de treabă. Nu știu ce s-a dat chestia asta. Uite, o căsuță. Da, hai să trecem peste căsuță. Că vrem să jucăm jocul normal. Așa. Și să vedem la nivelul 6, da, care nivelul este 6. Faza. Ia să vedem. L-a o cituit când l-a împușcat. Ia să vedem. Hai să reducem înapoi și să vedem. Deci era cu spatele. Da. Și acum... Nu ne arată. Vezi, dar stai să vedem. Poți să tragi imaginea. Du-te înapoi. Du-te înapoi și vezi dacă poți să tragi imaginea. Du-te puțin în față, în dreapta. A, se poate trage imaginea? Da, vezi dacă poți. Adică du-te puțin în față, dragoste, cu asta. Și te oprește. Da. Înainte te dea glonțul. Stai să vedem unde e glonțul. În stânga, stânga, stânga. Stop, chiar mă vedea dacă poți trage imaginea. Nu poți, dă-mi în față. Nu se poate trage imaginea. Hai să vedem după dacă se întâmplă. E cam trist. Ia uitați, cineva aici. Dă-mi în față, dă-mi în față. Deci eu iarăși după expresia fețelor ghicesc. Era altcineva aici care de fapt a tras, vedeți? Da, ai răbdare, frate. Pe arma lui. Ai răbdare. Așa, ia uitați. Dar totuși l-o plăti pe ăla. Mă, ce șmecherie. Deci da. Răspunsul corect este da. A trișat, într-adevăr. Ce trișor, mă, și-o dat și bani. Mamă, cine bunie. Dacă nu-i dădea banii la locul faptei și plătea tranzacție prin card după, poate nu mă prindeam. Nu, că nu rămâne așteptat de cont. Care este targetul tău? De ce l-au omorât? Trebuie să aflăm de ce l-au omorât pe ăsta. Uite, asta cred că l-a pus. Hai să vedem. Asta e soția lui unuia. Stai să vedem. Care este faza? Deci ne uităm la el foarte atenți și să vedem. Deci, ce scrie acolo? This is our target. Asta este ținta noastră, bun. Da. Deci arată că trebuie să scape de femeia aia. Și ăsta zice, de așa încet, să vedem. Ui, are ceva acolo, ceva acolo. Ce aici oare? Ți-am zis-o cu nevastă. Deci eu ți-am zis? Ți-am zis, iuhu! Dar e foarte tare asta că poți da în față și în spate timpul. Da, așa fac detectivii. Da. Ei dețin puterea timpului. Hai să vedem. Găsește criminalul. Stai puțin, după ce e chestia aia? Asta poți să le văd temperatura. Okay. Știi? Nu poți să modifici temperatura corpului, camerei. Ok, ia să vedem. Try sliding to see the changes. Bun, hai să dăm stânga dreapta și să vedem cum se schimbă. Dă-i la rece. Deci dacă dau la rece, le este frig la toți, da? Tuturor le este frig. Noi trebuie să-l găsim pe criminal. Vim? Hai să vedem. Ce se întâmplă dacă dau la cald? Îi cade arma. Dacă dau la arm? La poate cald. La cald, poate la să... arm, ce? La cald. Am greșit și eu. Ia uite și tu, ce este de fapt? Eu cresc cu mustața? Da, eu cresc cu mustață, fată. Cum se întâmplă așa ceva? Păi dacă dai în spate, să vezi. Da. Nu mai merge. Știi ce s-a întâmplat? S-o șterzi machiajul. De fapt, este bărbat. Este bărbat, da. Am înțeles, ce nu tare. Nu e femeie cu mustață. Dar știi care e faza? S-o șterzi, efectiv s-o șterzi la nas de transpirație, de click. Ce amuzat. Pe care? De click, așa. Așa. Și acum mergem la nivelul ăsta, la nivelul 9. Hai să vedem. De ce o leșinat? Ia să vedem motivul. Deci hai să ne uităm așa puțin, cu atenție. El deja e leșinat. Toată lumea să fie atentă. Ia uitați cățelul. De la cățelul. Bă, tu nu zic că asta e suspectă. N-am crede în suspectă. Și eu nici eu n-am încredere în ea, mai ales cu geanta ei. Ia uitați, se uită în stânga, se uită în dreapta. Și aici este o fată. Asta e de fată de club. Fată de club. Ok. Ok. Ia de pe telefonul ei. Nu? Nu. Eu cred că în geantă. Ia de pe geantă. Geantă la bătrânică. De pe geantă. E prea cu minte bătrânica asta. A, bă, fraților. Ia de la gulă la bătrânică. Atunci ia de pe omul ăla. Să dau pe om? Da. Noi avem și hinturi dacă vrei, știi? Stai, dar putem să dăm și noi click pe aici. Dă-i click, hai, dă-i click. Oare, dar poate l-au mușcat cățelul, nu? Da, dar nu-mi dau seama, pe cum dacă-mi dau seama. Eu cred că bătrânica e suspectă, ochii ei sunt suspecți. Păi da, dar unde s-a... Poate are ceva în superucă. Asta unde s-a... Poate are ceva aici la sub braț. Poate are ceva în papuc. Bă, poate are fata asta ceva. Dă-i pe hin, dragoste, dacă nu știi. De pe nasul ei, pe nasul ei. Pe nasul ei. Nasul ei. Ia uite și tu. I-a căzut telefonul. Da. S-a plecat să-l ia. Și cățelul ăla... Ce? Cățelul cred că... I s-a oprit inima când a văzut așa de frumoasă. Asta s-a întâmplat. Ah, ok. Eu am crezut că a avut treabă și cățelul ceva, că a lătrat acolo. Nu, pur și simplu a văzut așa de frumoasă încât i s-a oprit inima, știi? Nu mai a văzut și el fete frumoase la viața lui? Nu. Hai să ce facem. De continuu. Dăm continuu. Ar trebui să spună da? Sau nu? Ia să vedem ce am mai făcut asta astăzi. Eu cred că vorbea cu altcineva.
Vorbea pe telefon, da. Da. Și au venit la întâlnire. Hai că trebuie să dăm puțin pe telefon să vedem cu cine vorbea. Da, și eu cred. Hai să vedem. Cu cine vorbeai, nene? Se uita pe Tinder. Se uita la fete. Sau pe... ce se uita, da? Nu Mama. Știu ce chestia asta, dar... ar trebui să spună nu. Fată, ai grijă. Ai grijă să nu spui... Să nu spui da. Costinșele. Bă, ce tare. E fain să fii detectiv. V-ar plăcea? Da. Hai să vedem. Cine... L-a omorât pe soțul ei. Iar te ar temperatura. Ăsta sau ăsta? Temperatura camerei. Ăsta e șarfa, ăsta e suspectă. Iată-i. Îngheață-i. Deci dacă îi dau înghețile, e frig la toți, da? Da. Așa, și dacă dau, își dă șarfa jos și... Și se vede că, uite, vezi, el ia mantu. Amantul e omorât. Haide, capul meu. Ca să fie el. Oh, noi suntem amanți. Ce blondă. Ce blondă, da. Care umblă după amanți. Da, după roșcați. Da, că e super tare jocul ăsta. Bă, dar jocul ăsta chiar îmi place mult. Să știi, te pune să gândești. Și cine este îngropat de viu? Hai să vedem. Deci ne uităm cu atenție, da? Se vede ceva pe aici. Cred că trebuie să vedem care clopă se mișcă. Ăla sau tot se mișcă de la vânt. Apoi primul se mișcă mai cu viteză. Da, hai să vedem. Vezi? E corect. Eu ce trage ăsta? Nu! Hai că ai nimerit-o. Bravo, bravo, bravo. Super tare, m-am priceput, ați văzut? Deci am pus bănuța acolo ca să folosești hinturi, dar tu ești nehintoasă. Exact, pe cum să folosești hinturi? În adevărat, detectiv nu folosește hinturi. Nici măcar joia? Joia e zi Nici de hinturi. Nici măcar joia. Hai să vedem, cine este single de aici? Cine n-are prieten sau prietenă? Stai să vedem. Fata din spate? Aia pare să fie, că ăștia pare să fie cuplu. Da. Ia. Să dau pe ea? Da. Nu. Pe telefonul ei. Pe telefonul ei? Ce? Stai puțin, ăsta se îmbrățișează? Nu, deci ăsta umblă cu două și ăla este singur care face poza. Ok, super tare. Unul umblă cu două și ăla este singur. Da, da, da. Ce viață, mă. Sau poate nu-i place să atingă oamenii. Nu, păi da, că o zic că e corect. Da, înseamnă că ăla are bani. Oh my god, ia să vedem ce se întâmplă cu asta. Care pistol se întâmplă, că nu înțeleg. Ia să vedem. Dăm tot în față. Deci ia să vedem. Să aflăm ce se întâmplă cu ea. Ok. Pistolul. Ce detectiv și mecher sunt. Pistolul în capul din dreapta. Capul din stânga, vezi? Din stânga. Ea singură. Ia să vezi. Păi uite-te. Aici. Da, de click. Sau trebuie să dai pe la trebuie sfârșit. Trebuie să dau la sfârșit. Da. Uite-te, ăsta este. Ce tare. Suicide. Mamă. Mamă, dar să fii detectiv e bine când poți să miști timpul. Da. Puteam să ne lăsăm așa, păcăliți. Mm-hmm. Accident sau intenționat? O să cadă. E o tăiată la de sus, să zic eu. Da? Păi ia, uite, are cuțit. Ce cuțit are? Ai văzut, da, ce detectiv bun sunt? Vede pe cuțit. Uite cuțitul. Păi nu se vede pe cuțit, dragoste. Hai să dăm pe cuțit. Că după nu se vede. Ia, uite, rămâne arată. Bă, dar ce răi sunt oamenii ăștia. Și acum nu-ți mai datorezi bani. Ce sunt așa de răi oamenii ăștia? Murder. Da. Că îi datora bani și nu voia să-i dea, știi? Dăm aici pisicuța asta să se ducă la nivelul următor. Ai dat-o loc la muzeu, ce ai nu te știu cum. Am dat-o loc la muzeu? De click. Așa am făcut eu? De click, da. Ce nu să știu, dau? Unde să scap de asta. Ok. Deci ne ducem, uite, click trebuie să dau aici. Da, deci după aceea ieși, dai claim, face mă nervează chestiile astea. Dau claim? Da. Bun. Nu te știu absolut nimic și o ia de umplutură, încearcă să ieși. Dau, click. Buildings, nu știu unde să dau. Dăm aici? Nu, de la home. Da. Vezi că știu puteai să dai pasta de jos de aici. Play, dai play. Așa. Hai că să n-am mai sunt un detectiv bun. Demonstrează că l-a prins pe tipul cel rău. Mi se deci pare ăsta că este tipul cel rău. Nu, demonstrează care e tipul cel rău și deci, zice. Da, ăsta ar fi tipul cel ar rău. Ar trebui, da. Da. Și eu cred că ăsta are față mai de tip rău, sau chiar el însuși. Dă-i în spate. Hai să vedem. Păi dai pe poza, să vedem pe care e tipul. Să dăm pe poză. Da. Păi uite, seamănă cu ăsta. Fă poza. Stai să vedem. Mamă. Vezi? L-a prins? Da, e același. Că asta e mustața diferită. Păi da și banii, bravo. Da, da. E mustața diferită. E după forma mustației. Cum? Păi n-ai văzut, ăla avea altfel de mustață, era așa, ascuțită. Mama, nu-mi place de prietenul ăla, care are mutată diferită. Ce se întâmplă cu avionul? Accident sau a fost pe bune? Căși, 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 căși. E mai în față? Și odată în stâlp, în ăla. Munte.
faza este că dacă dădea în munte, trebuie... Ia de la Black Box, ai cu Black Box-ul. Ai oranj, scrie Black Box pe ea. Da. Acolo zice ce s-a întâmplat. Oh my god, are un pistol. Nu pușca, omoră pilotul. Bun, okay, îl închide. Ok, se pare știi că... Știi ce Black Box-ul? E hijack, da. Nu? Black Box-ul este ceva ce analizează totul din avion și nu se poate distruge, e aproape indestructibilă. Pe bune, există în fiecare avion? Da, da. E foarte tare și nu poți distruge, ca după aceea să vadă ce s-a întâmplat. Tare, nu? E prima dată când aud chestia asta. Super șmecherie. Accident sau nu? Ce l-a lovit? Da, dar parcă a făcut intenționat, nu mi se pare. Hai să vedem. E camera, e camera. E și camera de filmat aici. Ia să vedem. Au băut. Auleu. Deci suntem super atenți. Nu, cred că înseamnă că e accident, nu? Da, accident. La cât... Era murder. Frate, era murder. Da. Ia uite-te și tu. Mi-am crezut că dacă o băut, nu, dar se pare că o băut ca să prindă curaj. Da, într-adevăr. Am mai făcut câteva că-s prea faine. Hai să mai facem că super, da. Play, level 19 deja. Oh, ce l-ai? Oh, trăiește sau nu? Eu cred că e zombie. Păi... Nu, păi, trage timpul. Păi da, dar stai că am văzut două mâini acolo, parcă. Ce cu? Fac un film. Ah, pe microfonul. E actor. Ia uite-te, vezi. Vai ce nebun e să joci, să fii actor în așa ceva. Nu mai pare să mă văd așa sau pe alții. Vai de capul meu. Live. Ai mă, ce tare ești faz la faza asta. Ai văzut microfonul? Am văzut, tu l-ai văzut, eu nu știam ce aia. Dar ce, tu nu l-ai văzut? Ba da, eu mă gândeam că... And cut! Zice, ce eu tare. Mă gândeam că ceva de genul, că îi place de continuu. Level 20. Cine trece dintre ăștia? Păi hai să gândim. Stai puțin, uităm. Ăsta are picioarele perfecte, ăsta le are puțin cam zbârcite. Și ăsta le are cât de cât. Lasă gândilă. Dar de ce s-o îmbrăcat? Ia uite ceva ce... Și s-a făcut somn și zice, mă, până aici să dorm. Ca nu mai vrea să mai lucreze de aia. S-a făcut somn, asta e tura de noapte. Mie nu mi se părea că i s-a făcut somn. Cristina, de înapoi pe episod, să vezi că i s-a făcut somn. Păcea, bun. Și se dar nu cred că este un pat prea confortabil să joci cine acolo. Cine și mai stat acolo? Mulți. Găsește ceasul spart. Na, tu te picep la orele astea. Păi stai să văd, care-i faza? 33, 31, 10, 20, pe care nu-i bun? Păi nu știu, care... Păi mută timpul. Ah, hai să mutăm timpul. Să vedem, uite care, asta. Care nu merge? Păi nu, ăla nu merge. Mie mi se pare că ăla din fază 10-30 nu merge. 31 nu merge. Uite, ăsta merge, s-a mișcat. S-a mișcat, da, într-adevăr. 10-31, 10-33. Bă, toate merg. Care nu merge? Stai să vedem. Deci primul ăsta de jos merge, da? Ăla de sus din stânga merge și ăla din mijloc merge. 10, 31, 33, 30. Toate se... Hai să văd ăla mic. Și ăla mic. Este alt ceas pe aici pe care eu nu-l văd? Băi, un ceas mic de mână și nu-l vedem noi? Stai să vedem, care-i faza? De puțin, e mai mișcă puțin. Gata, e ăsta. Știi în ce cauză? De puțin cum m-a supel, fără să dai click. De puțin mă să vezi, deci asta crește cu 2 minute, toate celelalte cresc cu un minut. Ia uite-te. Vezi? De la 31 la 33, da. Da, și dai. Și după aceea s-a dus înapoi la 30. Da. A, deci nu ca și cum nu merge deloc, merge de aiurea. E stricat. Ca ceasul nostru din bucătărie. Așa face și ăla. Ai dat. Am dat. Ai mai multe? Azi mai multe? Crocs. Ah, ce șmecherie. Păi ăla nu bucă 10-20, ăla primul, 10-20, 10-31. Da, ăsta merge invers. Da. Ce amuzant. Mai sunt? Și primul, ăsta în dreapta, 10 da, uite așa de la 31 la 33. Da. Ce nebunie. Mai sunt? Să nu cumpărați ceasuri care nu merg. A, uite. Căș. Ăsta merge înapoi, parcă. Mamă, ce greu a fost. Doamne, le-am găsit pe toate, bate palma. Eu zic să mai facem și partea a doua, pentru că ne percepem foarte bine. Facem data viitoare, că e prea mișto jocul, rupeți butonul de copo like. Și ne vedem data viitoare. Pa! Pa!